5 ani de zile s-a închegat în cap ideea cu agorafobia. Pentru că am tot retrăit sentimentul care l-am avut la un punct fix, în care foarte multă lume, foarte multă lume, și eu eram în foarte multă lume. Și mi s-a făcut așa un soi de greață, pomă din astea, un sentiment prea plăcut. Și aceeași întrebare existențială, cred că marchează pe toată lumea, cu cine sunt, unde sunt, când sunt, sunt ca mine 200, ieri e ca azi, alaltă ieri e ca mâine. Și atunci, în paralel, se contura un personaj care era Dănuț. Și atunci l-am folosit pe Dănuț și am făcut mulțime. Și bineînțeles, cel mai ușoare mulțime erau judecată de apoi. Deci ele au fost primele mulțimi. După care s-au mai complicat un pic, dar nu țin neapărat la o poveste. Din punct de vedere tehnic știu bine unde vreau să ajung, sau nu unde vreau să ajung, că unde vreau să ajung să presupune că știi punctul X și ajungi acolo. Știu bine ce aș vrea să experimentez și ce aș vrea să înglobez și ce aș vrea să pun unde, cum. Adică în paralel cu toată ideea cu mulțimea, mai există și niște lucruri pur tehnice care, sau nu neapărat tehnice, de sintaxa imaginii, să spun, care mă preocupă, chestia asta cu desenul și pictura, unde e o graniță sau nu e o graniță, nu e o graniță, dar fiecare stabilește limite și atunci undeva acolo aș vrea să pășesc ba în stânga, ba în dreapta, ba în stânga, ba în dreapta, în așa fel încât să nu mai existe. A, da, e desen, a, da, e pictură. Sunt atât de multe variante și atât de multe moduri de a rezolva, încât nu trebuie să ai în tine o pasiune enormă către cercetare sau una. Adică nu mai poți mai fi Columb. Dar poți să îți iei frumos barca și să o iei pe urmele lui Columb. O să există oameni care o să meargă cu tine, pentru că it's fun. Cu cât ne mutăm mai în actualitate decât 89, cu atât nu mai există. Adică la generația mea, dar clar la puștii de astăzi n-au nicio treabă. Habar n-au ei că sunt români sau nu. Și dacă îi vezi pe internet, pe nu știu ce site-uri de sketchbooks și nu știu ce, nici nu poți să spui că e român sau nu e român. Sau. Deci suntem foarte bine integrați în contextul artei contemporane. Nu cred că există ceva al nostru, sau nu cred că, nici nu cred că ar trebui, pentru că nu mai, îi dau send mail și ajuns oriunde, nu mai am ce. Și nici nu există frica asta de aici n-am frici cu pierderea identității. Iar rezervele față de artă contemporană vin dintr-un soi din ăsta de necizelare. Adică e nasol cu cartea contemporană de multe ori, că trebuie să stai să citești, trebuie să stai să știi, trebuie să știi pe ăla, trebuie să știi pe aia, trebuie să stai să citești, să vezi ce a spus, să vezi ce, de unde, de, adică nu mai e atât de simplu ca atunci când e o imagine cu Sfântul Petru pe perete. Eu am avut problema când am terminat, nu că ce fac ca să vând sau ce fac ca să nu stau singur sau n-am avut probleme, deci mi-a plăcut foarte mult să stau singur și să n-aveam o nevoie să intru în zona comercială de 100%. Și atunci am avut problema, ok, până acum mi-a spus un profesor cum să lucrez, ce să fac, ce fac. Acum ce fac? Dar pe bune ce fac?
Adică... Și soluția a venit foarte repede, după 2-3 săptămâni, și a fost cea mai simplă. Și o spun la toată lumea că dacă nu știi ce să faci, fă invers decât ți s-a spus până acum. Și asta am făcut.